Frumoasele tradiții și obiceiuri de la nunți și cumetrii, cum ar fi hora, conocăriile, iertarea, cântece și dansurile tradiționale, pot fi văzute la spectacolul coreografic Nunta, organizat de Baletul Național Joc. Acesta va fi într-o abordare teatralizată inedită, respectându-se totodată conceptul inițial al spectacolului montat acum jumătate de secol de maestrul Vladimir Curbet. Mirele și Mireasa sunt eroii principale acestui eveniment, nunta. A fi Mireasa în acest spectacol este o mare onoare, pentru că acest solo a fost interpretat de mai mulți dansatori foarte talentați. Nunta a fost montată de domnul Curbet, tradițiile noastre moldovenești, le arătăm prin pași de dans. Florica Forțul creează costumiera la joc de aproape jumătate de secol și își amintește când a fost montat spectacolul Nunta. În 75, când a plecat jocul în Australia, Nunta o luase ca număr nou. Ce a însemnat acest spectacol în istoria jocului? Tradiția neamului, frumusețea costumelor, iubirii și dragostei. Știți cum era cu domnul Curbet, că nunta împlie tot Palatul Național? Ceea ce a creat Vladimir Curbet, coregrafii, generațiile anterioare, sunt adevărate capodopere și nu încercăm ceva ca să stricăm. Dar totul va fi ambalat într-un subiect. Facem o excursie în timp, în copilărie, așa cum erau nunțele odată, pe ecrane se vor perinda chiar fotografiile părinților, buneilor, artiștilor din balet care au fost cândva și ei tineri. Fiecare generație aduce o nouă suflare într acest spectacol. Am lucrat foarte mult la restabilirea și aducerea în scenă a acestui tablou coreografic, Nunta. Deloc întâmplător, spectacolul coreografic teatralizat în Nunta va fi prezentat pe 10 și 11 noiembrie la Palatul Feroviarilor. Este o scenă pe care noi o testăm. Jocul nu are o sală de spectacole permanentă, ceea ce ne face destul de dificilă activitatea noastră, atât în plan creativ, fiindcă având o sală, noi putem concepe un spectacol. Nu dăm doar un concert cu dansuri și muzică. Echipa Baletului Național Joc are și alte proiecte de spectacole coreografice. Își propun astfel să readucă faima de altă dată a jocului, care a fost aplaudat în peste 70 de țări ale lumii.